ziua, bună ziua! La mulți ani, dragi români de pretutindeni din lumea întreagă! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Ia uitați cu ce vă aștept eu astăzi! Cu bomboane fondant, cu prăjiturele, cu nucușoare, cu coșulețe... La mulți ani, dragi români din lumea întreagă, vă pup! Bună ziua, bună ziua și la mulți ani, dragii mei români! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Astăzi o să terminăm bomboanele fondant. Ia uitați cum au ieșit. Am încercat aseară. Vedeți? Așa. Și vom face, cum am spus, repede, repede, repede. Că se face foarte repede, în 15 minute, negresa noastră de post. Și o voi pune aici, în această formă, vedeți? Că este subțire și se face repede la cuptor. La mulți ani, Sorina! La mulți ani tuturor! Dragi români din lumea întreagă, să fim uniți! Așa, să publici în grupul nostru de prăjituri cu camelia și bucate gustoase și începem. Să nu vă țin mult astăzi. Așa. Am publicat. Și voi începe cu prăjitura negresă. Așa. Și apoi, eu deja mi-am deschis și cuptorul la 170 de grade. Așa, și îl facem în această formă, să facem această prăjiturică ca să se facă repede. Și apoi, cât timp se coace, noi vom face aceste bombonele fondant. Vedeți? Așa. Fondantul l-am făcut aseară și le umplem cu nucă. Ia uitați-le cum sunt. La mulți ani, Corina! La mulți ani tuturor românilor! Din lumea întreagă! Așa. Și acum, aici am un lichior cu care o să colorăm fondantul. Și aici am puțin rom, să punem în nuca din crema de la fondant și negresă. Așa. Și am să le dau deoparte, la mulți ani români, și să începem. Și voi avea nevoie, pentru negresa noastră de post, se face repede, amestecăm doar cu telul așa, 125 de apă minerală, apoi voi pune 30 de ulei, voi pune 100 de grame de zahăr. Eu aici am zahăr brun, dar puteți pune și zahăr normal. Îmi place că dă un gust foarte bun la prăjituri. Așa, 150 de grame de făină, 8 grame de praf de copt, cum am spus, esență de rom, un praf de sare, să le punem așa să se vadă aici în față, esența de rom, un praf de sare, cacao, 30 de grame de cacao și 10 grame de nes. Așa, și apoi, după ce o să scoatem din cuptor, deci înainte de a începe, când facem crema, când facem aluatul, o să amestecăm uleiul cu apa, cu zahărul, cu esența, cu sarea, cu nesul și cu cacao și o să scoatem câteva linguri. Și apoi, în acele linguri, o să adăugăm două linguri de cacao și o linguriță de nes. Și când scoatem prăjitura din cuptor,
O întoarcem, punem această cremă deasupra și apoi punem nucă. Nucă prăjită și măcinată. Așa. Aici am o tigăiță unde o să punem crema care o să o punem deasupra. Și să începem. Să facem și o prăjiturică acum, de 1 decembrie, de ziua noastră românilor. Așa. Și voi pune într-un bol, cum am spus, apa, uleiul. Eu tot timpul pun puțin mai mult ulei, că rămâne pe vas. Și pun 2-3 grame mai mult. Așa. Bună ziua, Vasie, și la mulți ani nouă românilor! Așa. O să dăm aceste trei deoparte. Punem și zahărul. Punem praful de sare. Punem esența de rom. Așa, am să pun pe toată. Punem și cacaua. Și nesul. Și cu Nutella amestecăm. Bine. Așa. Bună ziua, Mirela! La mulți ani tuturor românilor din lumea întreagă! Așa, astăzi facem o prăjitură de post, o negresă. Și apoi vom, cât se coace, vom face fondantul, bomboanele fondant cu nucă. Să vedeți ce ușor se fac. Așa, și amestecăm așa bine să se topească și nesul și zahărul. Așa. Apoi cu o lingură vom lua câteva linguri de aici și vom pune pe foc. Vom face o prăjiturică mică, puteți dubla ingredientele. Eu am să pun în această formă subțire ca să se facă repede, în 5-10 minute, la cuptor. Eu am deschis deja cuptorul. Ia să iau o lingură. Așa. Și amestecăm mai întâi bine să se topească aici zahărul și nesul și cacaua. Și am să iau câteva linguri de aici și am să le pun aici în tigăița noastră. Una, două, trei, patru, ia să vedem, cinci, șase, șapte, așa. Cam 7 linguri o să punem. Și am să o dau puțin deoparte. Deci am pus 7 linguri. Am sărit aici un strop. Așa. Și acum voi pune făina și praful de copt. Și amestecăm. Forma, eu am uns-o cu puțin ulei, această formă, dar puteți face și în forme de brioșe, și în o formă dreptunghiulară, pătrată, rotundă. Așa. Și amestecăm așa bine. Vedeți?
Facem o prăjitură la minut, repede, repede. Și cu o palețică o să punem în formă. Așa. O să iasă o prăjiturică mică, mică, mică. Că și noi suntem puțini aici. Dar voi puteți dubla cantitățile. Așa. Și amestecăm bine. Așa. Aici am formă. Eu am uns-o puțin. Și vom pune în formă. Ia uitați ce am făcut. Dar nu e nimic. Așa. Vom pune așa peste tot. În această formă. Așa, așa cum punem pe toată formă, în toată formă să întindem așa. Mulțumesc, Corina! Eu vă mulțumesc vouă că mă urmăriți și că-mi sunteți alături. Și eu cu mare drag vă dau toate rețetele. Tot ce știu eu, vă spun și vouă. Așa. Și acum, să întindem așa bine. Am să încerc să pun și în urechiuș, dar nu știu dacă o să iasă, că i-am făcut compoziție puțină. Așa, dar totuși am să încerc. Așa. Așa, batem așa puțin. Să se ducă așa peste tot. Și acum o dau la cuptor. Eu mi-am deschis cuptorul cam la 170 de grade. Am pus și sus și jos la cuptor deschis. Se facă repede. Și o lăsăm. Și încercăm cu scobitoarea după 10 minute. Deci, după 10 minute ne uităm. Și acum, aici unde am scos 7 linguri din compoziție, compoziția fără făină și fără praf de copt, o să punem 2 linguri de cacao și o linguriță de nes. Și amestecăm. Și am să pun puțin pe foc. Așa. Și dacă credeți că este prea amară, mai adăugați puțin zahăr. Așa.
pun puțin pe foc. Și apoi vom pune nucă pe deasupra. Și prăjiturica noastră o să fie gata. Bună ziua, Rodica, și la mulți ani, la mulți ani tuturor românilor din lumea întreagă. Am să pun și puțină apă. Puțină. Cum v-am spus, eu am pus apă minerală. O să punem așa într-o ceșcuță mică. Am să adaug puțină. Așa. Și amestecăm așa bine. Vedeți? Ia uitați. Așa. Am să mai adaug puțină, ia uitați, să fie un pic mai lichidă. Cam 2 linguri de apă. O punem puțin pe foc. Să se încălzească puțin și după aceea, când scoatem, înainte de a scoate, cum scoatem, o punem pe un platou, o înțepăm puțin și punem această cremă deasupra și cu nucă. Și imediat facem bomboanele fondante. Așa. S-a încălzit puțin. Ia uita să vă arăt consistența. Așa. Cam așa este. Și o lăsăm până este gata și după aceea o dăm pe foc, o încălzim bine și o punem peste negresa noastră fierbinte. Dau deoparte. Am închis. Și acum ieri am făcut fondantul cu voi. Așa. Și eu am mai făcut aseară încă puțin, vedeți, eu l-am mai pus încă într-o altă punguță. Vedeți fondantul făcut cu voi. Așa. Și am mai făcut și l-am pus și în borcanel, unde se păstrează luni de zile. Și se păstrează mai bine decât în pungă. Deci vom avea nevoie de fondant, de nuci prăjite. Să colorăm fondantul. Eu aici am un fel de lichior care se folosește aici în Italia la prăjituri, al Kermes, și este roșu. Pentru pus în crema de nucă vom pune puțină esență de rom. Așa, și am să pun așa aici ca să o punem. Și nuca prăjită, eu am și măcinat-o. Așa. Și acum vom începe cu umplutura. Deci vor ieși cam așa, cu umplutura de nucă. Deci nucă puneți cât până se înmoaie și cât încape mai multă, cu atât este mai bună. Așa. Și să începem. Aici am circa 200 de grame de nucă. Și voi lua o bucată din fondant. O să vi-l arăt cum arată. Vedeți? Cum arată fondantul? Așa. Să vi-l arăt ce borcanel. El se întărește, dar dacă l-amestecăm, se înmoaie. Vedeți? Așa. Ia uitați-l. Cu cât îl amestecăm, el se înmoaie. Vedeți cum se face? Așa. Se face moale când îl amestecăm.
Așa. Am să închid borcanelul, că altfel face se întărește deasupra. Și cum v-am spus, se păstrează luni de zile. Deci, cine își aduce aminte, înainte era șerbet. Cu toate aromele. Bun, bun, bun. Deci este un fel de șerbet. Ca să spunem așa. Și acum, voi lua din fondantul nostru de aici. Și voi pune așa pe un fund. Și să-l și cântărim, ca să vă spun cam câtă nucă intră la... Vedeți? Ia uitați-l. Cu cât îl amestecăm, el se înmoaie. El pare sfărâmicios, dar când se amestecă, ia uitați cum se face, vedeți? Se face moale, moale. Ia uitați-l. Ca o pastă. Așa. Și să vedem cât avem aici. Să cântărim. O să pun 100 de grame. Aici am 100 de grame de fondant și 200 de nucă prăjită. Vedeți? Nucă am prăjit-o și am măcinat-o. O dau deoparte. Și punem fondantul, îl amestecăm așa puțin. Așa. Și punem nucă. Și adăugăm și rom. Ca să fie gustos și bun. Așa. Și amestecăm așa bine. Puteți amesteca și într-un vas, dacă doriți. Așa. Mă uit și la ceas, ca să nu ardem prăjitura noastră. Așa. Vedeți cum se înmoaie? Așa. Mai pun puțină nucă. Și acum voi pune și esența de rom. Așa. Și amestecăm. Și aceste bomboane fondante le puteți prepara pentru sărbători, pentru Crăciun, pentru Revelion și le puteți și dărui. Așa. Mai adaug puțină nucă. Deci la 100 de grame de fondant, circa 200 de grame de nucă prăjită intră. Ia să vedem. Oh, a crescut. Așa. Și amestecăm așa bine. Facem cu nucă multă, să iasă bune, bune, bune și gustoase. Așa. Să adunăm toată nucă. Cred că este de ajuns. Așa.
uitați cum arată. Vedeți? Așa. Mi-a mai rămas puțină nucă, deci cam 170 de grame de nucă mi-a intrat la 100 de fondant. Sau șerbet, cum vreți să-i spuneți. Că șerbetul se face tot la fel. Așa. Și acum. Am amestecat bine. Și vom face biluțe. Așa am înclătit pe mâini. Să vedem și prăjitura noastră, negresa noastră, dacă este gata. Așa, am să dau rămâne de parte. Să gustați compoziția, să vedeți. Dacă doriți să mai puneți puțin rom, mai puneți să fie mai aromată și o să mai meargă încă puțin în nucă, dacă mai puneți rom. Așa. Au trecut 10 minute, să mă uit și la prăjiturică, să vedem. O să scot obitoare. O să încercăm. Mai trebuie, o mai lăsăm. O mai lăsăm. Și între timp noi ne facem biluțele noastre. Și le vom face cam așa, mărimea asta. Vedeți? Cam așa o să le facem. Am să și le cântăresc. Să văd cât are o biluță. Circa 10 grame. Cam așa micuțe. Și acum să facem biluțele și după aceea înmuiem fondantul în microunde sau pe baie de abur și așa. Și facem aceste bombonele din fondant. Eu le fac la ochi, așa. Și în fondant o să-l colorăm cu acest lichior. Să vedeți ce culoare frumoasă roz. Puteți pune și colorant alimentar, câte o picătură, îl împărțiți și faceți mai multe culori. Puteți pune și cacao, dar eu astăzi le fac doar roz. Așa. Între timp se face și prăjiturica noastră la cuptor. Ciao, Saverio! Benvenuto! Așa. Grazie, Saverio, grazie. Facciamo i dolcetti. Con le noci e il fondente. Așa. Ia uitați câte ies. Dintr-o 100 de grame de fondant și aproape 200 de grame de nucă. Cum v-am spus, puneți mai multă esență de rom, o să intre puțină mai multă nucă. Cu
compoziția trebuie să fie cam așa, să nu fie moale. Ia să le facem pe toate. Așa. Le faceți ce mărime doriți. Așa. Și mai mici, și mai mari. Aceasta am făcut-o prea mică, să mai pun puțin. Așa. Așa. Și am și terminat. Dacă ați ști ce bune sunt. Și le puteți face și cu fel de fel de arome. Puteți pune și în loc de nucă, puteți pune migdale, puteți face cu alune, puteți pune și stafide în interior sau o bucățică de rahat sau ce fructe doriți uscate. Așa. Și acum, mă spăl pe mâini și să vedem fondantul. Mulțumesc, Elena, eu vă pup și la mulți ani tuturor românilor din lumea întreagă. Eu mi-am pus și în cap, ia uitați, tricolorul nostru, să știți că sunt mândră, mândră, mândră că sunt româncă. Așa. Ia să vedem prăjiturica noastră. Să mă... Așa. Să vedem că miroase, a început să miroasă. Ia să o vedem. Să scot din cuptor. Să mai verific cu scobitoare o dată. Cred că este gata. Așa, să dăm deci, circa 20 de minute a durat. 18 minute să închid. Așa. Cris? Și o să întoarcem. Așa, am să dau bijuțiile deoparte, să terminăm cu prăjitura. Am să dau așa într-o parte. Și cum am spus, aici avem nucă, o să punem deasupra. Aici avem crema noastră, o să punem din nou pe foc și o să adaug și puțin rom. Peste. Așa, să fie aromată. Așa, și ia să întoarcem, să vedem dacă se întoarce. Am să pun pe această farfurie. Hai, fierbinte, ia uitați-o. Așa. Urechiușurile s-au desprins. Bello il fiocchetto, vero? Așa, și am pus aici pe farfurie, am să dau deoparte. Și acum lăsăm să fiarbă puțin crema noastră, să se îngroașe puțin, puțin să fiarbă și o punem peste. Așa. Încercați cu scobitoarea, încercați să iasă curat scobitoarea din prăjitură. Așa. Deci când începe să fiarbă,
O punem deasupra. Nu mi-au căzut urechiușele, am să le pun așa într-o parte. După aceea. Și apoi presurăm cu nucă pe deasupra. Și asta este prăjitura noastră de astăzi, de post, făcută cu apă minerală și cu nes, cacao și cu puțină nucă. O negresă într-o altă formă, în formă, în straie de sărbătoare o facem negresa astăzi. Puteți face și în formă de floare, de... Așa. Încă puțin să pornească, să fiarbă. Ia uitați, este moale, moale, moale. Urechiușele mi-au căzut. Dar eu am să le lipesc cu ciocolată aici. Așa. Ia să văd, cred că am să o pun pe această formă, pe acest platouaș. Ia să punem așa. Și acum voi pune pe deasupra această cremă, vedeți? O cremă de ciocolată cu puțin nes. Așa. Cum vom pune nuca să se lipească, o punem repede așa pe deasupra, așa. Și aceasta este prăjitura noastră negresă, în straie de sărbătoare. Așa. Ia să vedem urechiușele, să-i punem puțină ciocolată. Peste. Așa. Și să vedem dacă reușim să le lipim așa aici. Așa. Dacă nu, le gustăm. Așa, dăm nucă deoparte. Ia uitați, negresa noastră de post, cum arată. Așa, și să gustăm urechiușele. Bună. O lăsăm să se răcească și după aceea o să o tăiem feliuțe, să o vedem și în interior. Dar dacă faceți mai lichidă compoziția, înțepați și ca să intre și în interior. Dacă nu, o lăsați la fel așa cum am făcut-o eu. Și dacă o doriți mai dulce, gustați. Dacă o doriți mai dulce, atunci puneți puțin zahăr în compoziție. Și adăugați puțină apă și fierbeți. Mulțumesc, Saverio! Mulțumesc din suflet! Grație, Saverio! Dăm puțin deoparte. Și acum, să trecem la bilutele noastre, la bomboanele noastre din fondant. Cum v-am arătat, aici avem fondantul. Și acum am să pun într-un pahar puțin fondant. Cine a venit mai târziu, eu îl țin în borcane, că se păstrează mult mai bine.
Dar puteți pune și să-l țineți în pungi sigilate. El se rupe așa și în momentul când este frământat, se înmoaie. Ia uitați cum se face. Vedeți? Se înmoaie, se înmoaie. Fondant sau șerbet, cum vreți să-i spuneți. Așa. Vedeți? Și o să punem așa aici în paharul nostru și o să-l topim puțin. Îl lăsăm puțin, ca să introducem aceste biluțe și vom adăuga puțin lichior. Eu pun al Kermes, este un lichior pentru prăjituri care se găsește aici în Italia, dar puteți pune și esență de migdal, esență de rom, de vanilie. Puteți face și cu cacao, ia să vedem. Așa, să topim, să-l pun pe tot. O să ne trebuiască tot. Așa, în pahar. Vedeți cum se înmoaie? Ia uitați-l. Așa. Punem așa și am să-l pun în microunde să se topească puțin. Îl lăsăm așa câteva secunde. Așa, și-l bag la microunde acum. Și așteptăm puțin. 20-30 de secunde, nu mai mult. Apoi vom pune din acest lichior al Kermes pentru prăjituri și o să amestecăm și apoi o să băgăm în interior și o să facem aceste. O să am nevoie de hârtie de copt. Am scos, ia să vedem dacă este gata, vedeți cum s-a înuiat? Așa. Nu trebuie prea tare încălzit, că apoi se întărește. O să am nevoie de hârtie de copt. Unde o să le punem pe hârtiuța de copt. Așa, am să dau deoparte. Și o să amestecăm, să vedem dacă este gata. Am să pun și din acest lichior. Este ca un colorant și o să amestecăm. Așa. Amestecăm așa bine. Și cu o linguriță, cu furculiță puteți amesteca. Ia să vedem. Așa, trebuie să fie așa. Lichid. Și acum. Punem această hârtie de copt. Și o să băgăm biluțele noastre în interior aici. Așa. Și le scoatem și le punem așa peste. Așa. Și le băgăm în interior. Dacă vedeți că se întărește, mai puneți puțin în microunde, 2-3 secunde, nu mai mult. Așa. Și punem așa aici. Le introducem în interior și apoi o scoatem, să le pun mai distanțate. Și dacă mai avem nevoie de fondant, mai topim. Așa.
acestea sunt bombanele noastre. Ia uitați. Așa. O să-l mai pun puțin în microunde. Așa, vedeți că s-a îngroșat. Punem în microunde 2-3 secunde. Ia să vedem Elena ce mi-a scris. Nu pun albuș în fondant. Nu pun, am să încerc, dar nu se subțiază dacă îl punem un pic, îl încălzim. Ia să vedem acum. Așa. Ia uitați. Și acum punem din nou bomboanele noastre, umplutura. Vedeți? Așa. Și scoatem. Și punem aici pe hârtie. Încercăm să facem cât mai repede. Vedeți? Așa. Și le punem aici. Și apoi le punem în forme de hârtiuță, în cutiuțe. Și le facem cadou de sărbători. Sau le păstrăm pentru noi. Așa. Ia uitați. Așa. Am să mai pun puțin fondat să-l mai topesc, că mi-a rămas puțin de tot. Vedeți? Ia uitați. Așa. Am să iau de aici din borcan. Iau cu o lingură. Așa. Ia uitați cum arată. Vedeți? Și cum v-am mai spus, fondantul se modelează, se face moale, ia uitați-l. Sau șerbet, eu îi spun șerbet. Vedeți ce moale este? Aceasta trebuie să fie consistența. Așa, și mai punem aici. Să mai pun puțin. Așa. Și închidem căpăcelul să nu se usuce. Și el se menține luni de zile aici în borcan. Așa. Și pun puțin în microunde. Puțin. Nu trebuie să fiarbă. Trebuie doar să se încălzească. Că altfel se întărește foarte repede. O să vedem și bomboanele noastre. Cred că s-au uscat. Ia să amestecăm să vedem. Ia uitați-l. Am să mai pun puțin din acest lichior. Puțin am să pun. Așa. Ops. 2-3 picături. Sau puteți pune și esență de rom, și de migdale, și de vanilie. Și puteți pune și puțină cacao. Amestecați cu puțină apă și faceți o cremă și o adăugați în fondant. Așa. Și să terminăm de făcut aceste bombonele fondante, cum se făceau odată, erau așa de bune.
Așa. Ia, uitați-le. O să le punem pe toate și să le facem. Avem și pe ultima. Așa. Și acum am să mai subțiez puțin fondantul. Îl mai bag puțin în microunde. Deci 2-3 secunde, nu mai mult. Așa. Ia să vedem dacă s-a subțiat. Așa. Și putem face așa niște dunguțe peste dacă dorim. Dacă nu, le lăsăm așa. Și eu am să le las așa. Ia uitați cum arată bomboanele noastre. Să vedem prima care de aici, care s-a... Vedeți cum sunt? Așa. Ele trebuie să se întărească. Așa vor arăta. Și în interior. Ups. Așa. Și o să tăiem și una făcută acum în direct. Și o să le punem așa pentru sărbători. Ia, uitați, am găsit aceste hârtiuțe. Și o să le punem așa în interior, vedeți? Iată-ți. Și le punem și le așezăm. Așteptăm să se usuce bine toate. Așa, ia, uite-ți. Trebuie să se usuce bine și după aceea le punem. Iată-ți. Și asta este mai uscată. Asta nu este uscată încă, o să le luăm pe aceste, uitați. Așa. Bombonele fondante cu nucă, cu multă nucă în interior. O să dau deoparte și să vedem ce am făcut noi astăzi. Așa. Ia uitați, negresa noastră de post, o să o și tăiem. O să le pun așa pe toate aici, să le vedem mai bine. Așa, ia să vedem să tragem negresa noastră aici, să o punem. Să punem și bombonelele. Să vedem ce am făcut noi astăzi aici. Ia uitați.
să tăiem o bomboană fondantă, să vedem cum iese în interior din cele făcute astăzi. Ia să vedem. Să tăiem pe aceasta. Încă sunt moi. Așa. Ia uitați. Vedeți? Așa, să știți că sunt bune, 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 bune. Trebuie să se usuce bine, bine, bine. Ia. Vedeți? Cam așa arată bombonelele noastre. Aceasta este prăjitura. Și să tăiem așa o bucățică să vedem cum a ieșit. Încă este caldă. Ia uitați. Așa arată prăjiturica noastră, negresă de post. Pufoasă, pufoasă. Așa. Și prăjituri făcute zilele, săptămâna aceasta, coșulețele, umplute cu Nutella și cu nucă și cu stafide, așa arată în interior. Ia uitați, ciupercuțe. Ia uitați, ciupercuțe, nucușoare. Așa. Și bomboanele noastre fondante. Deci am făcut ceva săptămâna aceasta. Eu acum vă pup. Mulțumesc, Vasi. Eu vă pup, vă mulțumesc din suflet tuturor. Vă spun la mulți ani, la mulți ani, dragii mei români din lumea întreagă. Vă iubesc, vă mulțumesc din suflet. Sunt mândră că sunt româncă. Și ne vedem mâine dimineață cu alte rețete. O să facem și sărate. Să-mi lăsați mesaj în comentarii ce doriți să preparăm împreună. Grazie, Saverio, grazie di cuore, grazie. Questo è un dolce senza uova, solo con l'acqua minerale, con l'olio, zucchero di canna, questo, con cacao, un po' di caffè instant, e un po' di lievito, è buonissimo. Questi sono i dolcetti con le noci dentro, con il fondente fatto con il glucosio, zucchero e glucosio. Grazie di cuore. Vă mulțumesc tuturor, tuturor vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și îmi sunteți alături. Vă spun încă o dată la mulți ani tuturor. Multă sănătate vă doresc. Și vă îmbrățișez, dragii mei români, vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc din suflet. Și astăzi am să și public aceste două rețete, să rămână pe canalul de YouTube, rămân și aici pe pagină, făcute în direct. Ia uitați cum arată prăjiturica noastră de post, o negresă de post în straie de sărbătoare. Încă trebuie să se răcească, încă este caldă. Și bombonelele noastre fondante. Vedeți? Așa arată în interior. Ia să o iau de aici. Trebuie să se întărească cu multă, multă, multă nucă. Vă pup și vă doresc multă sănătate și la mulți ani încă o dată, dragi români. Vă pup. Grazie, Saverio. Vă mulțumesc. La revedere. O zi frumoasă în continuare și ne vedem mâine dimineață. Să lăsați mesaj în comentarii ce rețete doriți să facem. Pupici. La revedere. Doamne ajută, Vasi, tuturor, vă pup, la revedere și multă sănătate. O zi frumoasă și la mulți ani, la mulți ani tuturor românilor, din lumea întreagă. Vă pup, o zi frumoasă.